Bună seara, prieteni! Suntem înaintea unui weekend în care vom avea meciuri interesante în play-off, în play-out, pentru că se joacă pentru titlu, pentru cupele europene, pentru evitarea retrogradării, și parcă acest campionat este mai interesant decât cele precedente. Evident că se întâmplă lucruri interesante, unele realmente uluitoare, cum ar fi situația de la FCU Craiova, unde seniorul Adrian Mititelu cu juniorul Adrian Mititelu, tată-fiu, au ajuns să se bălăcărească în public. Este probabil fără precedent, nu în România, ci la nivel mondial să se întâmple așa ceva, dar fotbalul românesc bifează și această situație. Evident că discutăm, până la urmă este important pentru că este vorba de o echipă importantă, cu un buget important, care activează în prima ligă și care evoluează într-un oraș unde suporterii au patimă mare pentru fotbal. Să vă prezint și invitații mei, le mulțumesc mult pentru prezență. Basara Panduru, bună seara! Salut! Cristi Costache, bună seara! Bună seara! Aproape că nici nu știi cum să comentezi situația asta. Păi, cel mai bine să nu comentăm, cred că. Aseară când am văzut declarațiile, eram blocat, adică nu înțelegeam cum... A, ce, nu te așteptai la așa ceva? Să se întâmple la un moment dat? Nu, la așa ceva nu așteptam. Eu nu mă așteptam. Eu mă așteptam, de ce nu? Tu ești tată, fiu? Da, de ce nu? În public? Că așa, în casă te mai cerți, știi cum, dar în public să faci chestiunea asta? Și la ce mod? Nu păreau că sunt capabil? Adică tatăl să-și acuze fiul, că e pe mână cu rotarul. Invers. Fiul. Prima dată, dar Adrian Mitigelu senior l-a acuzat pe Adrian Mitigelu. Trebuie să dea și el replică. Senzațional. Mie îți spun sincer că mie mi-a amintit de celebrele znoave cu Neamărin și cu Sucă. A lui Zăpăcit. exact, din repertoriul ăsta le poți extrage. Și uite că, din păcate, ca să deviem un pic, toată România tremură astăzi pentru ceea ce se întâmplă în familiile Șușoacă și Mititelu. Așa e. Asta e fabulos. Ăsta e nivelul, asta trăim. Este, ne merităm. Totuși fabulos. Scenariul ăsta. Ai dreptate, că m-am dus azi la sală, era să cad aia pe mine. Tremuram într-una, nu puteam să țin păi aia. Da, dar, ești îngrijorat. Da, îngrijorat. Te gândeai la Șușoacă, nu? Da, știam de ce și bă, zic, uite, vezi că... Ai grijă de acum. Bravo, era să cad aia pe mine. Acum greutate. Acum ți-ai dat seama de ce. Acum mi-am dat seama. Tremuram, tot nu știam, habar n-aveam de ce. Bravo. Bravo. Acum ne mai mirăm de ce este totuși fece în situația asta, ca în plan sportiv, mă refer. Se explică. Și e un adevăr pe care îl știam, dar pe care îl rosteau foarte puțin. Treaba că acolo, ce la Gigi Becalie, joacă de mic copil acolo, că te mai joci cu fotbalul, acum, cu nascuri, da, de pe vremuri. Acum așa pare. Păi acum au spus-o ei, da. Nu că speculăm noi. Corect. Au spus, domnule, și asta o știam și eu de mult. Deci făcea transferuri. Vorbea toată săptămâna cu antrenorul și cu jucătorii. Chema separat pe jucători. El făcea 11-le de star, nu doar schimbările. Adică era ceva... Și acum și-au asumat oamenii. Asta e. Și au ceea ce au meritat și ceea ce au semănat până la urmă. Nu e nimic surprinzător. Merit să vedem ce a declarat Adrian Mititelu junior. Evident că și tatălui a spus lucruri, dar să vedem, pentru că dincolo de ineditul situației, în ceea ce declară Adrian Mititelu junior, regăsim adevărul în care există la această echipă. Repet, facem abstracție de faptul că se ceartă fiul cu tatăl, care sunt la același club. Trebuie să vedem, practic, confirmarea ceea ce apărea în spațiu public, ce discutam aici, ce anume contestau anumiți antrenori care plecau de acolo umiliți. Și ceea ce se nega. Și ce se nega vehement. Exact. Adică să privim în această cheie, pentru că mi se pare cel mai important. Îl ascultăm și apoi ne întoarcem. Toți cei prezenți acum aici la echipă, absolut toată lumea, de la acționar până la ultimul de pe banca de rezerve, trebuie să plece la echipa asta. Asta e singura șansă ca această echipă să scape la retrogradare. Asta este singura șansă. Trebuie să spunem adevărul. Primul care trebuie să ia demisia suntem noi. Adevărul este că suntem neprofesioniști și că ne face că ne pricepem la fotbal. Din iulie 2022, aportul meu la această echipă a fost de atât, ca să nu mai să mă jure pe mine suporterii din galerie, pentru că nu am niciun aport la echipa asta, cât a fost eliberat, este fix ce a semnat aia cules. Vinovații sunt absolut toți, cu finanțatorul în frunte. Ca să echipa asta să salveze, trebuie să plece toți. Nico Napoli n-a antrenat niciodată această echipă, niciodată n-a făcut echipa, niciodată. Suporterii care încă mai cred că Nico Napoli se antrenează, se înșeală. Nico Napoli nu știe ce vestiar se află în clipa de față. Nu are nicio legătură cu antrenamentele și cu fotbalul. De-aia și este adus aici. Trebuie să fie un moment zero. Nu se mai poate. Pentru că din prea multă dragoste a ajuns să facă rău.
Asta este vina finanțatorului. Mi-am făcut datoria să trag un semnal de alarmă acum, am ajuns să-l trag public pentru că nu se mai poate. Uluitor. Uluitor. Da. Da, poate greșesc, dar eu tind să-i dau dreptate. Nu a făcut echipa, nu a făcut schimbările. Păi, da. Napoli n-a antrenat niciodată. Te miri că cineva din interior vine și spune verde în față, păi pentru că lucrurile apărau totuși în spațiu. Asta e surprinderea cea mare, că în rest le știam și noi multe dintre ele, dar nimeni nu și le asumase să le rostească așa distinct, clar, vehement și să înțeleagă lumea. Ăsta e nivelul, de-aia suntem unde suntem acum. Pandi, ce ai de spus? Nu, n-am nimic. Nici nu mă interesează. Te surprinde? Totuși, nu. Nivelul la care s-a ajuns? Nu. 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 Aici trebuia să se ajungă. Spre asta mergea totul. De fiecare dată. Nega orice, făcea orice, sărea la gâtul oricui, ții mintea cu ceva timp, că ăia care nu se pricep, da, care ce, se... Ceva bă, timp, nu că nu se pricep, bă, băiatule, mă pricep mai bine decât mulți, decât foarte mulți. Și am spus atunci, nu? Ce am spus până la urmă s-a întâmplat, nu? Da, da. Da, spun ceva. N-am văzut cine vine în locul lui. Aia n-am văzut. Și nu vedeam niciodată. În locul cui? În locul lui Nicolo. A, că vine Da, n-am văzut. Asta n-am mai văzut. Da. Văd multe. Nu știm, o fi venit sau o fi de la vară? Nu știu. Deci văd multe. Și de afară. Dar cum ar de la Craiova? Așa la vară, tu faci parte. Și el sub contract, nu e cu Alexandre, sub contract. Păi, faci parte de la vară. La vară poți să fii în Liga a doua. Mai degrabă ești în Liga a doua. Și crezi că nu s-ar duce? Eu zic că s-ar duce. Păi, dar ce rost are să tu, care ești acum la Craiova, încerci să salvezi și poți să vii acum și te duci tu în Liga a doua cu ea. E posibil, păi, și vezi? Asta. La ce e acolo, deci, acum chiar că ne-ar mira pe nimeni să retrogradeze FC-ul Craiova. Păi, e foarte aproape. Până la urmă am rămas cu două lucruri. Unul care se trezește la 12 și unul care nici în ceasul al 12-lea nu învață nimic. Cu astea am rămas eu din toată asta. Să înțeleagă oamenii, Adrian Mititelu, senioria, dar replica o să vedem imediat. Mă rog, printre acuzații spune, vorbește unul despre fiul lui, care se trezește la ora 12. Bine, și zice, vorbește unul, zic unii, nu știu ce, de parcă eram noi aia, exact, știi? Exact, eram unii noi așa, aia, da, unii pe care abar nu are, nu îi cunoaște, da, zice. Bine, da, a mai fost o completare. Unul cere mie demisia, a mai fost o completare interesantă. Ce, dacă ar mai veni și pe la Craiova, n-ar sta numai în București, ar fi foarte bine. Adică, nici măcar nu e la fața locului acolo. Deși n-ai cum să contești ceea ce a afirmat cel mic. Fabulos. Mă uitam și pe cifrele financiare, totuși vorbim de un club care n-accesează fonduri de la stat. Aici de la... e meritul. Păi nu, asta spun, da. Adică e totuși o afacere privată care, nu știu de unde-s banii, dar sunt băgați de în fotbal, nu de la stat. Ceea ce asta e de apreciat. Un buget important. Înțeleg că acolo totuși salariile sunt plătite la zi, echipa a aplicat pentru licență europeană și o ia, adică faptul că lucrurile sunt în regulă, o bază, înțeleg, bună. Adică lucruri făcute bine, în altă parte nu le găsești. Stricate tot la fel de bine. Stricate? La fel de bine. Parcă cu mai mare profesionalism stricate. Nu, la fel de bine, că și alea sunt greu de făcut. Și alea sunt greu de făcut. Asta spun. Adică nu sunt, știi, ușor de făcut și le strici. Incredibil. Nu, alea foarte greu de făcut și astea foarte greu de stricat. Păi nu, că asta a fost arma care i-a permis până la urmă să facă exact tot. Băi, sunt banii mei și fac ce vreau. Deci nu că a făcut bine și pe urmă dai cu piciorul la laptelui. Principiul ăsta este fără sens, pentru că așa în orice afacere unul care începe sunt banii lui. Asta ce înseamnă? Asta e alibiu cel mai la îndemână. La fotbal. De fiecare dată. La fotbal. Păi da, pentru că la fotbal e pe să cât te pricepi. Dar eu mă mir altceva și îi spun sincer. Uite, m-aș pune eu în pielea unuia dintre cei care sunt acolo, conducători sau ce ori mai fi. Deci ăsta mic i-a făcut praf pe toți. Deci ori stau oamenii acolo, adică care-i menirea lor până la urmă? Să te referi la cine? La angajații din club. Angajații din club ce? Până la urmă nu. El, atacul lui a fost către tatăl lui. Păi, ai văzut ce ai zis, de la acționar până la toți angajații. Da, aia o spunea cumva chiar și despre el. Că păi sunt toți vinovați pentru situație. Ba da, pentru că și el are acțiune și că, mă rog, funcție oficială. El a spus că eu nu am nicio treabă din 2022. Da, dar el spunea, toți care suntem aici, 3 în 2 și din 2 în 1, acolo îmi pun. El spunea că toți care suntem aici ar trebui să... Un an și ceva a fost... Da. Hai să vedem cum a răspuns Adrian Mititelu, patronul celor de la FC Craiova. Adică e un copil teribilist care
contestă anumiti jucători care joacă, deci el are alte opinii. Păi el a plecat mai de mult, el vine pe aici o dată la 7 săptămâni. Eu sunt de vină. Deocamdată eu sunt stăpân aici la echipa asta, eu decid tot. El să facă și 5% de cât am făcut eu în viață și după aia să vorbească el. E ușor să stai pe la București, să-ți dai cu părerea pe aici, de aici sunt la echipă. Ce vină are Napoli pentru jocul de astăzi? Ce să facă Napoli? Eu am recunoscut că bioara principală aici este Florin Drăgan. Eu am spus că Florin Drăgan este... Dar aceeași echipă a fost, de tehnicieni, a fost cea care a întrecut echipa, a fost la un pas de Conference League. Sunt chestiuni care ar fi trebuit să rămână secrete. Nu stabilește adiță ce și cum la clubul ăsta niciodată. Chiar dacă el este unul dintre acționari, eu fac echipa, eu le spun cum să facă, eu spun cum să joace. Sunt niște aberații. Nu a fost la vestiare el, a fost pe lângă vestiare. Multe dintre să zic așa, acțiunile echipei au fost girate de mine. Era normal, tot timpul trebuie să iei un vinovat. Cine e vinovat? Cel care răspunde, administratorul clubului. Cine ar putea să fie vinovat? Că doar eu am angajat și antrenorii, eu am angajat și jucătorii. El, într-adevăr, nu mai are nicio implicare de circa un an jumate, dar să nu uităm că și când eu eram în detenție, tot eu conduceam totul. Hai să nu exagerăm, să nu uităm chestia. Eu conduceam totul și din detenție. Adică nu se făcea nimic fără mine. Tot ce a fost bun e al lui Adiță, ce e rău este al meu, ca să nu mai fie discuții. Bine, mă, vino Adiță și conduce tu și fă tu, ia tu cupa și campionat. Eu mă retrag, că dacă eu sunt rău la echipa asta, mă retrag. El asta vrea, de fapt, să conducă el. Gata, uite, îi dau puterea lui să conducă el. Eu îmi văd de treaba mea, că s-ar putea eu să fiu vină, numărul unu. Acum mă înjură și fiul meu, împreună cu galeria. Bine, mă, luați, băi, echipa, faceți-o mai bine. Eu atât am putut, locul 7, cum îmi zic ăștia, alu CSU. Atât am putut. Faceți, băi, mai mult. Câștigați, băi, cupe, campionate. Eu acum plec și am ce să fac, credeți-mă. Mai am câțiva ani care aș putea să-i folosesc în altceva decât să mă bat cu nebun. Dar nu vreau ca după aia, după 2 luni, să se închidă echipa. Sau să facă el vreo manevră cu rotarul, să facă alte chestii. Nu, e de râs. E de râs? Pe serios, ce vrei? Pe nu. Dar nu-i vrea să... Ce? Mai degrabă de plâns. Ce? Mai degrabă. Nu, de păi de plâns nu are nicio treabă cu niciun plâns. Dar chiar și el de râs aici. De situație. Dar le dau și o propunere. Așa. Să pună Bosulică de acum încolo. Pe șapcă. Pe șapcă, da. Merge. Crezi că nu se vând? Se vând o grămadă. S-a exprimat și el la fel în termenii lui Becali. A zis că eu sunt stăpân aici. El n-a zis eu sunt patron. Și acolo a trecut pe lângă, parcă lăsase la un moment dat nepotului, nu? Deci nu mai mă întreba nimic, vreau să termin, omul e supărat, nu vreau când e supărat să... Păi nu știu, dar nu mai vreau, nu. Când e omul supărat, nu merge știi de treaba, ce știi? De comentat, când nu că e, când e astăzi, ok, putem să facem orice. Când poate e supărat, fi, uite, pe nu e ce okay. Poate fi mai jos decât situația asta? Adică gândește-te la o chestiune, nu, la un club. Nu. Dacă purtăm discuția în felul ăsta, nu. Nu, dar asta nici nu era jos. Asta nu, asta nu era jos. Da, nu luai asta, ce vezi cel mai jos? Nu discutai despre asta. Nu, exact, nu discutai. Nu discutai despre asta. Asta nu exista niciunde. Exact. În nicio discuție. Da. Cel mai jos, cel mai jos. Habar n-aveai, ziceai una. Nu, ai scos-o de sub masă pe asta. Exact. Care nu exista niciunde. Da. Nu s-a gândit nimeni niciodată la așa ceva. Nimeni, niciodată. Da, asta spun. Omul e supărat, nu vreau să mai zic nimic când e supărat. Se poate mai... Că nu să-și revină, o să mai zic. Păi ce, mai rău dată să dai faliment, mă. Ce să poate să da, fie asta, mai... corect. Să dai faliment, să închizi. Să dispari ca multe alte da, echipe că... de la noi, fără să fii ca situație, spune. Da, dar el nu, da, nu are ambiție să țină în continuare. Nu știu cum, dar nu, ambiția nu, lui asta e echipa. De apreciat, pentru că eu știu, exact acum 20 de ani, el rămăsese cu un singur jucător în lot da, și a cumpărat toată echipa de la Paul Valută, care se mutase la Caracal cu extensivul. Și a cumpărat toată echipa. Cu Bornescu, cu ăia, cu Dina, cu Stoica sau Dorel. Bine, Stoica. Ambiția lui de a reveni și de a ajunge la acest nivel a fost cumva alimentată, din punctul meu de vedere, pe bune dreptate, și de ceea ce i s-a întâmplat. Da, și în relația cu Federația, cu dezafilierea. Da, și cum l-a pârlit și, din el, stai, cu atunci relația, când i-a dat. Bine, tu spui mai dat. În urmă. Păi nu, eu spun în ultimii 10 ani. Eu spun cam până ce a trăit el. De când a, exact, ce a trecut el. Lungă, da, istoria da, lui, adică da? el să nu se uite, el a modernizat stadionul vechi. La Ion Oblemencu. L-a făcut cu gazonul oficial, a băgase bani mulți.
Și el până la urmă a ajuns să fie îndepărtat de acolo. Adică a avut și el necazurile lui, dar își cam merită soarta pentru ceea ce se întâmplă acum. Că meritele lui sunt incontestabile, da? Uite că le-a depus degeaba toate eforturile alea. Și ajunge acum într-un... Și acum, când e foarte ușor să rezici sau să scoți capul, păi uite, uite ce echipe se perindă pe la noi, pe aici. Mâine, poi mâine intră Slobozia, a fost voluntariu, iar mai vine să nu mai vină Otopeniu, iar... O să intre Buzău, Mioveniu, că sunt în cărți, nu știu, adică... încă se mai joacă meciurile acolo. Cixereda? Bine, la Cixereda zici că poate să fie un proiect totuși de genul Sepsi. Nu știu ce, da, știi, adică investesc cu susținere afară, financiară. Că deja sunt acolo, nu? Da. Un meci, un pumn sub. Ce? Poate să intre direct. Cine? Un pumn sub Buzău. Cixereda, bineînțeles. Da. Un 35 cu 36 erau, sau câte sunt. Acum, că am luat punctul ăsta, dar erau la egalitate. Erau peste ei la Mioveniu. Și un meci de bat cu Slobozia. Eugen Trică, noul antrenor. Te surprinde chestiunea asta? Sau te așteptai, te așteptai să rămână în Napoli? Te așteptai, dacă nu e Napoli, să fie totuși un antrenor care să vină cu o experiență să salveze echipa dintr-o situație realmente dramatică? Sau cum vezi numirea asta lui, alegerea lui Trică? El a tot încercat și a dat și câteva nume. Oamenii l-au refuzat toți, da, din ce am văzut. Da, da, da. Așa a și fost. Din momentul ăla te gândeai că o să caute pe cineva și văzând că nu poate la ce nivel a vrut, că s-a dus la cam toată lumea, a încercat să facă o schimbare, crezând că se poate întâmpla ceva bun. Da, să vedem. Eu ți-am spus, eu continui să cred că jucători sunt. Dar aici om învăța și poate învață toată lumea ceva la sfârșitul campionatului, da, să vedem ce se întâmplă, pentru că eu încă cred că se poate salva de la retrogradare. Din păcate. La ce jucători are? Repet, de fiecare dată. Tu te referi la valoarea individuală, valoarea individuală a jucătorilor. Nu știu că e suficient. Din păcate, alegerile lui depind foarte tare de admiterea autorității sale la echipă. Adică, băi, eu trasez săptămâna, ce faci? Ce echipă băgăm? Ce aia? Adică, trebuie avut în vedere și aspectul ăsta. Că așa antrenori liberi sunt cu grămada. Dacă îi zice, ia mă, echipa, fă ce vrei, uite, tu faci transferul, tu doar faci aia. Antrenor liber, că el la ce potență financiară are acolo, ar putea să aducă la un moment dat, el a rostit numele lui Dorinel Munteanu. Știi că noi vorbeam aici? Hai să ne imaginăm, Dorinel Munteanu, printr-o conjunctură, ajunge antrenor la FCU. Și face antrenamentele pe care le face după filozofia lui. Păi, Bauza, Bahasa, toți ceilalți, ce fac? Alergă de rup pământul și joacă ca în filme. Dacă fac asta, dacă se duc la patron și se plânge și patronul interviu. Nu, dar dacă l-ai adus pe Dorinel, nu mai vin la patron, nu din prima, că asta îi spune Dorinel. Trebuie să faci și două lucruri, să pui antrenor. O să fie Bauza cel mai bun jucător din campionatul așa nostru. Așa spun și eu. Pentru că face pe aia care nu sunt buni, face bun. Corect. Cum adică dacă Bauza poate să alerge, ce poate să fie Bauza dacă poate să alerge? Că tehnica nu e. Și tehnică, tu n-ai văzut ce tehnică are? Da. Lasă-le colo de prelori și de goluri și de tot ce face. Când face, face ceva. Dacă poate să alerge, se distrează. Dar vezi, stai și te gândești de ce patronii, că cel mai greu lucru e să ții financiar o echipă și să faci toate lucrurile de care spunea Pandi. Bază, plătești salariile la timp. De ce ești în continuare atras de mirajul ăsta să faci tu schimbări, primul, adică să fii implicat și nu mergi pe una unui profesionist, adică unui antrenor. Poate sunt frustrările venite din tinerețe, poate sunt complexe de care trebuie ținut seama. Sunt mai mulți factori care pot concura la acest tip de atitudine față de propria ta afacere până la urmă. Că nu până la urmă, propria ta afacere. Da, afacere acum. Da, e, când tu vrei să fii totul, s-ar putea să nu-ți iasă. Și avem aici un exemplu sugestiv. A existat discuția asta că la noi în campionat nu există doar Becali care face așa. Dar doar Becali explică în public că face așa. El s-a împăunat foarte tare. Exact. Chestia asta a fost titlul de glorie. Că la multe alte echipe așa se întâmplă, dar da, patronii de acolo cum păi nu ies în public, atunci lucrurile sunt... Cealaltă da, ce doar, foarte Marian Iancu, ce păi. De fapt nu ce povești, ce adevăruri au ieșit la suprafață după povestea de la Timișoara, când el instalase inclusiv camere la terenul de antrenament ca să stea în birou și să vadă cum face Sabău antrenamentele. Da, adică la modul ăsta erau... diferite moduri de a acționa. Nu, asta spun. Dau niște exemple de Porumboiu, care intervenea. Mai sunt și nu spunea el Porumboiu. Poate să spună Pandi. Așa s-a întâmplat, Pandi? Unde? La Vaslui? Nu.
Păi nu, da, de pandemie. Păi eu ce? Eu am venit când a promovat echipa. Păi nu, da. Puteai să-ți dai seama o săptămână, două, dacă venea patronul și spunea Pandi face așa sau îi bagi și pe și am stat atunci când a promovat echipa. Nu, nu da? Știu, după aia ce s-a întâmplat habar n-am. Începul nu. Eu îmi aminte pe Rumboiu ce spunea el acum că i-a făcut inclusiv schimbări și Mudică. Sau, mă rog, a avut oameni cu personalitate acolo. Adică peste Hizu era greu să te bagi. Mai ce mi-aduc aminte, l-am mai avut și pe ăsta, pe portughezul ăla mare de la Real Madrid. Pe Lopez Caro. Caro, așa. Da. Deci a avut da, mai niște avut persoane pe, pe care era acolo, greu să le e, pui vezi, din punctul ăsta de vedere, Copos, eu n-am auzit un antrenor să plângă de Copos în perspectiva asta. Îți garantez eu. Păi nu, da. Cam, măcar se găsea un antrenor care după ce a plecat să spună, da, domnule, să băga și Copos. Nu, eu n-am auzit pe nimeni să spună asta. Nici mare măcar la chestia aia cu bă, bagă-l pe ăsta că vreau să-l vând sau nu avea, forță, nu? Nu. E formidabil totul. Adică vezi diferențe majore, adică unul care nu se bagă nici măcar o dată, că totuși ca patron parcă poți să zici, bă, vrem să-l vindem pe ăsta, poate să fie o strategie de club. Pare că Șucu face în momentul ăsta lucrul ăsta, nu? Nu se bagă deloc, așa pare. Pare, da. Da, așa da. Pare. Mai ales din alegerile pe care le face da, Bergo din Amici. Așa e, da. Da, las, da. Nu mă bag, da, las în continuare. Acționar avea tendințele astea. Cine? Când era singur. Angelescu? Da. Da, nu știu, dar într-adevăr la Șucu. Nu, el pare că e perfect cu el. Îi respectă pe oameni, acum fiecare pe portița lui. Bine, va câștiga foarte probabil FCSB titlul și toată lumea va zice, uite modelul. Asta e periculos, de-aia am zis eu că nu e chiar de râs, e de plâns. Dacă vrei să ne gândim așa la ceva să vină în fotbalul românesc. Că, din păcate, vor deveni mult prea frecvente și mult prea puternice exemplele astea. Gen FCSB, Creval, Mititelu, aia. Da, da. Pe de altă parte, dacă stai și analizezi, trebuie să analizezi în ansamblu, să spui, bă, totuși în 10 ani, se întâmplă odată să ia FCSB. Nu e asta regula. Păi nu, asta e realitatea. Păi da, asta da, e. Dar lumea nu mai ține cont de asta. Păi da, dar nu poți să faci abstracție de asta. N-ai cum în 8 ani de zile om normal, să câștigi un campionat și să te umfli în pene. Da, asta ar fi al 9-lea. Deci în istoria Stelei n-a existat niciodată o perioadă de mare gaură. Și atunci asta ce e? De la un dat sau de cum? Nu, eu ce-mi spun? Adică asta e excepție. De aia spun că e de plâns. Păi asta da, asta e de plâns. Nu vor fi oameni care vor fi să spună, uite mă, rândează de becali că face echipa, nu știu ce. Dar tot lor le spui, bă, 9 ani e normal să câștigi un singur campionat? Și atunci omul se mai gândește puțin dacă e normal. Da, dar Pandi, știi ce? Îți dă în cap cu aia. Bă, am vândut, am dat jucători la echipa națională. Păi nu, că aia... Adică poți să-ți aduci alte argumente, acum știi? Acum vrei campionatul. Înseamnă că n-a fost bună aia. Aia era scuza, de fapt. Păi nu, că omul... Că nu l-ai campionatul, că ai vândut. Acum nu mai zici ce ai vândut. Nu mă interesează ce vând, mă interesează ce Champions League. Știi că era marota aia cu grupele de Champions League. Pe urmă au rămas grupele, hai să prindești noi, Europa League, acum că, un conference league. Asta nu este o... Asta este o realitate foarte necesară pentru fotbalul românesc. Mă uitam pe datele financiare. La ce te referi? Mă refer la accesarea cupei europene. A, da. Din perspectivă financiară. Da? Pentru că așa trebuie judecat. Când au intrat Steaua și Rapid în fantastica UEFA de atunci... Să dădeau 70-80 de mii. Da, erau, nu, atunci alea, nu erau cifrele. Erau dar acum, o firmă nemțească. Sepsi, nici măcar nu a mers în grupele conferențe și a luat undeva la 1,5 milion. Da, pentru da. Sepsi, 1,5 milion sunt bani. Rapid n-a luat niciodată. Cât a fost în cupele europene în ultima perioadă? N-a luat niciodată atâția bani. Rapid cât a luat anul Sepsi trecut, în 3 zero preliminari. Euro. Zero euro. Păi nu, dar Farul, și 1,5. N-a fost în grupe. N-am avut nicio echipă în grupe. Dar, bă, 1,5 milioane, păi ia vezi câte luni de salarii acoperi cu 1,5 milioane. Ok, mai scazi niște cheltuieli de deplasare, de chartere și așa mai departe, dar miza cupelor europene trebuie să fie una foarte mare pentru... Da, dar pentru... trebuie să și pătrunzi un pic mai departe, așa, păi, în adâncul competiției. Că, da. Că dacă mergi două tururi, pierzi banii de deplasări. Știu, dar trebuie să și poți. Nu te alegi cu nimic. Păi asta e. Trebuie să gândiți foarte bine. Mai e o chestiune aici, când vorbim de nivelul din România. Uite, antrenori. Deci, antrenori care performează aici, câștigă titluri. Numai, îl dau exemplu pe Dan Petrescu, da? De fiecare dată s-a întors, a luat titlul pe bandă rulantă. Ai atins un subiect foarte sensibil. Se duc afară, bă, și nu fac nimic. Zero. Da. Ne arată și asta nivelul. Iar înapoi? Iar. Ce? Dacă Petrescu se întoarce la CFR?
campionatul? Păi nu, dar sunt 80%. Doriți. Sunt doriți cu ardoare. Păi nu e normal să fie doriți. Păi stai puțin, până la urmă, ce e care per? Păi ei care per că CFR, tot de exemplu dacă ești la CFR și l-ai avut 5 ani pe, sau 6 ani pe Petrescu și de 5 ori ai luat titlul și el acum e disponibil, nu-l cauți? Mai ales că ai văzut că l-ai avut pe multul, l-ai avut pe... Fraier să fii să nu-l cauți. Da, Taman, ce i-ai dat, nu cu multă vreme, i-ai dat un șut în fund. Am că înțeles. Nu mai e bun. Păi, da. Păi și-a încercat altceva. Și care? Și care a fost rezultatul? Păi și care a fost rezultatul? Exact cum a fost asta cu Napoli. Asta e la fel. Acolo e altceva. La Napoli nu discutăm. Păi nu, dar prind pe aici. La fel cu Marius Croitoru. Bă, mi-a pus echipa în genunchi. Nu poți să ai spune, băi, singur antrenor Marius Croitoru. Așa, ai văzut ăla mic ce a zis. A zis că da, de că când a plecat, n-a mai avut un antrenor. Adică da. El l-a apreciat. Adică Croitoru a fost lăsat sau n-a acceptat. Nu știu cum să o interpretăm. La Croitoru l-a apreciat. A zis, da. A dat de înțeles. Mare brânză n-a ieșit din aventura aia Croitoru, dar... Uite că ai subiect acum de înțepătură. Păi, nu, dar mă gândesc așa, bă, nu. Antrenor care păi aici... Și pe... ce a rămas la Craiova după Marius Croitoru? După Croitoru? Ce? Rămâi ce? Un da, titlu, un bine, jucător? Cu echipa, echipa atunci parcă se exprima într-un fel foarte bun. Dădeai, sau erau meciuri da, care... Da, dădeai mai multe goluri, dar luai la fel. Dar Mutu mai putea să antreneze la Craiova acum? Cum? Mutu putea? Da. Mă gândeam la un moment Mutu? Dacă da, se poate duce el. Mutu, da. CFR da, și atâta, nu? Păi da, că plecase în vară de la Rapid. Înainte păi nu, cu o săptămână. Că a antrenat nu, și... Că a mai apucat și în Azerbaijan acolo. Nu are treabă. Nu are treabă, asta nu are treabă la noi, da? La un da. Jucător dacă juca deci și acolo. Deci el putea. Și... Nu te gândeai la un moment dat că poate să... La FCU spui. Da. Acum, după ce a plecat? A mai fost, bine, zic că a mai fost. Păi așa și Croitorul n-a mai fost. Și Napoli n-a mai fost. Păi n-a mai fost, adică ce? Nu, adică nu m-ar fi mirat, să știi. Bine, acolo e posibil orice, nu are ce să te mire. Crezi că o salva? Ceea ce se știi care crezi că o salva? Problema? Mutu de la retrogradare? E normal să se învârtă aceiași, aceiași antrenori, aceiași, aceiași antrenori. E normal și asta? Pleacă Pârvu de la Petrolul, se duce la Voluntar. Tej a plecat de la Voluntar, se ducea la Botoșan, se ducea după aia. Și tot așa, adică un cerc da, da, vezi foarte că majoritatea restrâns. Nu pleacă în plină glorie de la echipele respective. Păi, sunt dați afară. Păi, puțin antetopor pleca în plină glorie. Că nu pot merge păi, 10 echipe bine. Stai, pot merge adică merge ei 3, campionatul 4. Și pe urmă se bate jumătate în divizia aia pe tine. Și mamă, care îl sfâșie să-l ia pe ăla. Plă, nu-i te da, fără, eu n-am nimic, că pe Florin e băiat ok, l-am prins și la Rapid un pic. Dom'le, dar au vrut să-l dea afară în iarnă și acum a prins ocazia că n-a prins play-off-ul, ce eu fi invocat lui acolo, și l-a dat afară că nu și-a respectat obiectivele. Și voluntariul ia de bun. Asta e normal într-un bun, dacă, fel sau dacă altul, tu ai obiectiv dacă ai făcut și contractul ăsta, el, da. Păi da, dar să... cum de e bun pentru voluntar? Și asta e chiar bun. Și chiar da, bun. Dar a schimbat, e chiar a schimbat bun. Imediat fața. Așa, e chiar bun. Acum, da, nici meciul de la Arad nu trebuie să piardă. Iar la Petrolul, al Florin, același joc. Același joc, cam cu și cu aceleași rezultate. Al Florin, cu al Florin, da, joc. Bine, că nici ei nu știu cum. Sistemul de joc, cam nici ei nu știu cum au câștigat 4 puncte. Asta cum au ultimat, au jucat, cred că în 5. Hai să vedem câteva declarații din partea lui Șut, de la FCSB, un jucător foarte constant și foarte bun pe parcursul acestui sezon. Chiar dacă ar fi să numești așa 3-4 jucători esențiale FCSB-ul, l-ai include pe Șut? Da. Olaru, Coman, Târnovanu și Camiel, nu? Cam acolo ar fi. Bine, sunt și ei pe niște categorii. Acolo vin cei doi sus, care-i țin. Și Târnovanu, cred că a fost bun. Și Târnovanu e periculos, vine din urmă. Șut, Băluță, nu știu dacă. Târnovan, Băluță. Parcă l-aș pune parcă mai sus pe Șut decât da. Pe Băluță. Da, bine, așa și Alexandru. Nici pare, Alexandru nu e de categoria lui Șut. Măcar. Nu, eu ziceam că totuși e esențial, că așa îi trăiești pe tot. Și Radunovic și mai mult. Șut joacă și foarte mult regulat de ani de zile, începând cu Clinceniu. El are vreo 3 ani de când joacă aproape constant. Nu e la FCSB de când ieși, ne miram, că noi credeam că e de vreo 2-3 ani și parcă ne uitam că e de 4 ani și ceva la FCSB. Nu, el are haideți să vedem. Bună, declarații da. Într-un interviu exclusiv pentru Orisport. Nu ne simțim campioni, dar ne simțim pregătiți pentru a fi campioni. Trebuie să muncim, nu cred că dacă câștigăm acest meci suntem campioni, cel puțin deocamdată. Până nu e matematic, nu este nimic decis. Am luptat foarte mult în fiecare sezon, n-am reușit să câștigăm, dar cred că aceste lucruri s-ar putea să ne fi maturizat pe parcurs și să învățăm din aceste lucruri și acum, în acest sezon, să fim pregătiți pentru a ridica trofeul. Nu știu, sperăm să fim pregătiți. Visez la acel moment?
Cu siguranță, orice om, adică orice jucător de fotbal își dorește acest lucru, să câștige primul trofeu în carieră sau nu contează dacă ai mai multe trofee, dar cred că mereu e ceva special să ridici un trofeu deasupra capului. A fost o perioadă emoționantă pentru tine, a coincis și cu debutul la echipa națională. Cum ai aflat că vei juca? A fost o surpriză? Te-a pregătit selecționerul pentru acele 16 minute pe care le-ai prins cu Irlanda de Nord? Nu am avut, n-am fost sigur că o să joc, am avut o discuție cu mister, mi-a spus că are încredere în mine, nu mi-a zis că o să mă bage sau așa, dar cred că asta a fost discuția care m-a pregătit și eram pregătit 100% când am aflat că o să fiu convocat. Cu siguranță era o mândrie, eram foarte fericit și chiar îmi doream din suflet acest debut. Sper la cât mai multe meciuri. Fiind prima dată când joci pentru naționala ta, reprezinți atâția oameni, nu... E un sentiment diferit, un sentiment diferit față de un debut la echipa de club, dar nu știu, e mai mult un vis pe care probabil când eram mic nu mă gândeam ce înseamnă, dar acum realizez. Îți dorești din suflet la fiecare convocare să fii acolo. Dacă s-a luat o decizie să nu fii acolo, înseamnă că trebuie să muncești și mai mult și data viitoare probabil o să fii acolo dacă faci tot ceea ce depinde de tine. Pur și simplu este un vis pe care îl aștepți de mic. Un vis pe care îl doream foarte mult și să-l îndeplinesc, să reușesc să-l îndeplinesc. Ce ar însemna pentru tine titlul cu FCSB și participare la un campionat european? Un sezon incredibil și personal și ca echipă. Sper să reușim aceste lucruri, să reușesc și eu pe plan personal, dar cel mai important e ca echipă să reușim. Bun, l-am ascultat. Crezi că există șanse pentru el să fie la Euro sau... Crezi că șanse, sau în procente așa, cam ce șanse îi dai lui Șut? 5%. Așa că sunt băiat bun. Așa mă gândeam și eu, da. Lasă-mă imposibil să intri acolo. Lasă-mă să exagerez, să-l contrazic pe Pandi și să spune 95%. Păi de ce? Care e diferența dintre Șut și Marius Marin? Unul va fi și unul nu va fi. Păi nu, asta că așa argumente. Dai că ne întoarcem. Stai o secundă, că l-avem la telefon pe... Ne întoarcem la asta. O să-l întrebăm și pe Nicolae Nică, e împreună cu noi prin telefon. Te salut, Nic, bună seara. Bună seara. Te-am sunat să lămurim o chestiune, adică să lămurim. Să te întrebăm pentru că Adrian Mititelu Junior a făcut niște declarații extrem de dure, bănuiesc că le știi, mă rog, într-un alt context, da? Și s-a referit, indirect, nepronunțându-ți numele, dar a spus după Croitorul, da. Toți antrenorii care au venit, n-au antrenat echipa, tatăl meu le-a făcut echipa, le-a făcut schimbările, n-au făcut nimic. Și evident că în perioada asta ai fost și tu antrenor. Da, și eu îi transmit că nu este adevărat pentru că el n-avea de unde să știe, pentru că nu era acolo la echipă. El cât am fost eu acolo, nu a fost la echipă și nu este adevărat. Când am fost la echipă, pot să văd ce am făcut eu când am fost la echipă. Evident că te întrebăm ce ai făcut tu, nu de alții. Dar așa suna din declarații, că îți făcea echipa, că îți făcea schimbările. Chiar dat acea declarație, chiar nu știu. Eu cât am fost acolo, m-am văzut doar o zi cu el și atâta când am semnat contractul. În rest, nu l-am mai văzut pe acolo, nu știu de ce. Dar eu pot să spun că am făcut echipa, am făcut și schimbările, am făcut tot. Am făcut și programul, am făcut tot. Nu a existat imixtiune din partea lui Mititelu? Poftim? Zic, nu a existat niciun fel de imixtiune din partea lui Mititelu? Nu. Într-adevăr, aveam discuții, vorbeam mereu, mă întreba de ce echipă vreau să folosesc, pe ce poziții, ce sistem, ce... Aveam discuții mereu pe tema asta, mereu. Odată pe săptămână, înainte, cu vreo două zile de meci, așa aveam o discuție și spuneam ceea ce vreau să joc. Dar doar atâta. Și... Niciodată, mie, nu mi-a zis, trebuie să joace la neapărat. Nu. Într-adevăr, mai zicea de un jucător anume de alea, că îi place de ăla, că îi place de ăla, că... Dar nu am niciodată, nu mi-a impus un jucător. Mm-hmm. Nici... că au fost apropourile prea finuțe, așa, că îi place de zic, nici după meciuri, nu știu, să spună, uite... Puteți să întrebați pe domnul Mititelu dacă mi-a impus vreodată un jucător. Într-adevăr, aveam discuții pe echipă, că îi spuneam, avea și dânsul anumiți jucători la care n-a ținea, dar deciziile erau ale mele, 100%. Te-a mirat să-l auzi pe Adrian Mititelu Junior spunând chestiunea asta? Ai încercat să reglezi cu el, nu știu, să-l suni, să-i spui, bă, dar de unde scoți asta? Dacă nu e... Păi nu conflict, e o chestie de reglat despre realitate și despre imaginea ta, că imaginea ta în joc. Realitatea vă spun eu acum, că în momentul când m-am dus acolo, am avut o discuție cu domnul Mititelu în care i-am spus ceea ce vreau să fac, programul echipei pe care vreau cum vreau să-l schimb, a fost de acord.
probabil de asta am și plecat așa repede. Că nu l-ai lăsat să intervină, asta înțeleg eu. Nu știu că nu am lăsat, că nu am, nu, eu știu, au fost alte discuții acolo. Pentru că jucătorii în care, pe care eu îi foloseam, după ce am plecat, am văzut că nu am mai folosit. A, adică nu erau în grațiile lui, tu îi foloseai și cumva asta a fost un motiv pentru care... Păi da, sunt exemple care, na, Asamoah și Dibe, de exemplu, care vin acum aminte, care nu au mai jucat după aia, după ce am plecat. Nu știu din ce motive. Și în discuțiile pe care le aveai cu Mititelu, ți-a spus și de ei doi vreodată, că nu, poate n-ar merita să joace? Nu, să spun despre cine mi-a zis sau ce, că nu e bine, eu nu, mie nu place să dau din casă. Păi nu, dar, repet, e în joc eu reputația ta, adică nu e o chestie... Nu, eu vreau să spun că am avut o relație super ok cu, cu patronul. Adică e normal să ai discuții, mie așa mi se pare normal, să ai discuții cu patronul echipei, cu președintele clubului, să-i explici ceea ce vrei să faci. Sunt lucruri normale. Deci nu, am, nu s-a implicat niciodată nicio schimbare, nimic. Puteți să-l întrebați pe dânsul. Adică cred că nu pot să vă spun altceva. Mm-hmm. Au fost cazuri în care... Mi-a părut rău că am plecat de acolo așa repede, pentru că într-adevăr este un club în care au condiții foarte bune, unde plătesc banii la timp, jucători buni, dar nu este răbdare. Au fost cazuri în care... Dacă cu alți antenori nu e problema mea, chiar nu mă interesează. Asta da, nu, că nu te-am întrebat de alți antenori. Au fost cazuri în mandatul tău în care jucători să meargă peste tine să se plângă de, nu știu, un antrenament, de faptul că nu joacă direct la Mititelu? Nu știu, abana, nu știu. Dar crezi că au fost cazuri? Păi nu știu, nu vreau să dau cu presupus, nu știu. Eu nu pot să, nu stau să ascult telefonul la jucători sau să văd cu cine vorbesc ei la telefon sau dacă să duc să întâlnească cu patru. Nu este treaba. Dar este clar că acolo a fost, aceasta este problema, că a declarat-o patron, că a avut prea mare încredere în jucători. Păi da, a spus, da, corect, așa e, a zis, că trebuie să schimbăm foaia, că eu cred că... Mergeam pe mâna jucătorilor, da, nu o să merg pe mâna antrenorilor. Dar numit jucători n-a fost bine atunci. Nu a fost, da. Spune-mi dacă te-a surprins până la urmă, că totuși tu ai lucrat acolo, care a fost reacția ta când ai văzut, să zic, polemica asta între tată și fiu? Păi chiar mă surprinde, da. Te surprinde? Da, mă surprinde, dă seama. Nu-i cunosc foarte bine, am lucrat o lună de zile, dar... Știu că domnul Mititelu senior a investit foarte mulți bani și chiar pune suflet în echipa aia și ar da toți banii pentru acea echipă. Și e păcat pentru ceea ce a făcut acolo să nu aibă rezultate. Dar și când am plecat i-am spus același lucru, să aibă mai mare răbdare cu antrenori. Te-a exact ascultat. Lucrul ăsta i-am spus. Te-a ascultat. Da, n-a avut. Apropo de chestiunea asta, că au existat la Craiova, bine, de Napoli nici nu mai spune câte ori s-a întors. Vine acum iar Trică, l-a ofertat pe Croitorul. Dacă te-ar suna azi, acum, sau mă rog, dacă te-ar fi sunat Mititelu, ai mai fi dat curs? Au antrenor. Au astăzi, dar dacă te-ar fi sunat, ai fi dat curs? Nu știu, orice e posibil. Eu v-am spus că am avut două de zile, eu mi-am făcut meseria de antrenor. A, ok, că din 5 rezultate nu am obținut 5 victorii, asta este altceva la așteptările pe care le aveau, dar am pierdut 2 jocuri, primit 85 și cu Sepsi și cu Cluj. Ghinion pot să spun, pentru că am făcut jocuri bune. Dar eu m-am simțit acolo cu jucătorii, m-am simțit foarte bine. Chiar am mai spus într-o emisiune că după ce am plecat de acolo, am primit mesaje de la vreo 10-12 jucători și m-au sunat. Ceea ce n-am primit de la alți tipi așa multe mesaje sau să mă sune jucători. După doar o lună de zile. Asta înseamnă că am făcut ceva bun acolo. Am înțeles. Înainte să... Îmi pare rău că dacă rămâneam acolo, cred că puteam să facem lucruri cu mari. Asta e, n-a fost răbdare. Să trebuie România. Înainte să te sunăm, deschisesem o discuție aici cu invitații referitor la șut. Ce șanse credem că are să fie în lot la Euro? Și evident că era discuția șut sau Marius Marin. Tu ce ai zice? Crezi că are șanse? Pani spunea 5% șanse are șut să fie în lot. Cum ți se pare? La ultimele evoluții pe care le are, cred că sunt șanse mai multe pentru el să fie, pentru că joacă la o echipă care se luptă pentru câștigarea campionatului, vrea să joace, adică joacă primari din cupele europene față de Serie B unde este Marin. Dar la antenorul decide, el știe ce și cum, dar parcă acum ar avea șut așa un puțin avans, să spunem. Tu dacă ai fi acum la o echipă, nu știu, ai prelua o echipă și ar trebui să alegi între cei doi să iei și ai putea să iei unul dintre ei, pe cine ai lua? Acum am păi da, normal. Da.
L-ai luat pe șut acum, în momentul ăsta, cum e încă acum. Pe șut. Și dacă ai fi Edi Ordănescu și ai fi avut pe amândoi de-a lungul perioadei, pe cine ai luat dintre ei? Acum? Pe așa cred că trebuie să ne pune, că așa m-am pus și eu. Adică eu nu m-am pus eu ce aș face, că aici nu pot să spun ce fac eu. Noi trebuie să ne punem în pielea antrenorului. Tu spui că Marius Marin ajunge acolo pentru că a lucrat mai mult. Nu, eu vorbesc așa. Tu, Dica, acum ești Edi Ordănescu, te întorci în spate, vezi ce s-a întâmplat cu Marius Marin, ce s-a întâmplat cu Șut, pe cine ai mizat, pe cine crezi că poți să mizezi, ce șanse și pe cine ai lua, așa. La cum zice Pandi, corect așa cum zice Pandi, și m-am văzut că și Edi a făcut, știi, cred că va face, încearcă să mizeze pe jucătorii care l-au ajutat mai mult în această asta calificare. E. Dar eu mă refeream doar ceea ce văd acum ca joc la nu Șut. Nu știu dacă e cel mai corect principiu ăsta. Da? La asta mă refer, dar ca și principiul ceea ce face Edi, că Marin l-a ajutat mai mult în aceste preliminari, da, într-adevăr, așa este. Este o decizie grea. Din punctul meu de vedere. Bun, da, pentru ce a făcut în preliminari, a meritat ce a primit în preliminari. Acum avem un turneu final unde, dacă Șut în momentul ăsta este peste Marin, de ce să meargă Marin pentru ceva ce s-a întâmplat acum un an? Eu întreb. Da, problema e că nu-l cunoști pe Șut. Aia e problema. Tu nu știi pe Șut. Păi da, ăsta nu este rolul selecționerului? Să aibă ochi, să vadă, bă, la dus ăsta care e exemplu. De ce să-l iei pe Cicăldău și nu-l iei pe Crețu de la Craiova? Cine îl vede pe Cicăldău? Deci niciodată nu le ia pe Crețu. Păi, aici dacă spune că 5%, aici și sub 5%. Păi nu, dar eu ți-am dat un exemplu. Deci e cel mai bun jucător păi la mijlocul. Păi eu ce spun? Că cel mie mi se pare, după Mitriță, e om cheie la Craiova. Cel mai bun. Capitan da. De echipă joacă trebuie să fie. Cicăldău și nu joacă Crețu. Nu a, Crețu în fața lui Cicăldău nu are nici 5% păi șansă. Păi nu știu, nu avea. Poate nu are nici 5%. Dar de tot ce? Din cauza asta. Exact de ce vorbeam. Asta e un principiu în regulă? Nu, e un principiu. Mie nu mi se pare în regulă. Mergi pe oameni care te-au ajutat în anumite la momente, care ți-au demonstrat în anumite momente de echipă națională că te poți baza pe ei. Mai zic ceva. Tu ce perioadă iei în calcul acum? Perioada de acum un an are relevanță? Că tu te raportezi la ce s-a întâmplat în preliminari, adică acum o jumătate de an sau un an, nu? Îți mai spun altă chestie cu care nu să fii de acord. Echipa națională, din punct de vedere fotbalistic, a fost modestă. Noi am trăit cu rezultatele astea la Elveția, minunea de la Lausanne cu 2-2 ăla în ultimele minute, Kosovo ne-a făcut praf acolo, Israelul ne-a dominat la București, deci fotbalistii noi n-am strălucit. Așa că pe ce să mă bazez la Marius Marin? Pe ce joacă la Raiu, îl iei la echipa națională? Păi nu îl iei. Păi nu joacă. Dar joacă. Și merge la Euro? Păi s-ar putea să meargă. A, aici asta e, zic că nu e nimeni. Păi da, dar zic că e nimeni. Eu zic că așa va face. Exact, ce concurență are pe post? Păi cine să luăm? Da. Are pe Manea sau pe Mogoș. Păi, Manea care e și el Mogoș, da. În ultima vreme juca, nu juca, nu și-a prelungit contractul. Adică vis-a-vis de Cicăldău să țină cont că joacă în Turcia un campionat puternic și este urmărit. Știu ceea ce se întâmplă la echipa națională și fiecare jucător este urmărit în fiecare weekend. Da, crezi că Cicăldău sau Crețu? Cine crezi că merge la Euro? Cicăldău. De Crețu nici măcar n-a fost acum. Eu n-am zis că cred eu că ajunge, dar de ce nu? E în regulă, Nicolae, mulțumesc mult pentru intervenție. Okay. Mulțumesc, emisiune plăcută. Bine, mai bine, seară bună. Până, hai că mai avem două subiecte pe care vreau să le comentăm. Vreau să dăm niște imagini, pentru că săptămâna trecută a fost un curs al arbitrilor la București, organizat de Vasaras, care a chemat și un specialist, mă rog, în pregătire, nu neapărat pregătire fizică, ci cum să știi să judeci anumite faze fiind în plin efort. Mi se pare totuși o chestiune interesantă, adică tu când ai pulsul ridicat, alergi, trebuie să te oprești, te duci la monitor, momentul în care îți mai strigă și spectatorii ce îți mai strigă, mai vin și jucătorii în spatele tău, trebuie să iei și o decizie, să fii calm, să ai totul limpede și înțeleg că au fost niște simulări făcute pe genul ăsta de situații. Păi trebuie să le dea galben dacă era simulare. Da, exact. Mi se pare totuși interesant că aduci oameni de afară, îi pui pe arbitri în niște situații că până la urmă așa cred că poți să simulezi niște chestii care chiar se întâmplă în meci. Și da. Să ai... Înțeleg că specialistul ăsta care a venit chiar e pe... exclusiv pe chestiunea asta. E un belgian sau un olandez. Și vedem imagini de la... de la Buftea. Da, acum o să vedem în practică, cum se zice. Adică când pui în...
Ăsta era un subiect, dar e inventat de mine până la urmă. De ce foștii fotbaliști, 30-31 pic, dar nu pot deveni arbitri? La 30-30 și ceva e cam târziu. Păi nu, ei poți, pentru un număr de meciuri în divizia, pentru, păi nu da, știu, nu niște merite. Direct, tu trebuie să începi. Păi să pe mine, ce mă interesează? Eu vreau ca Vasara să-și construiască el făloșenia asta, că ducem arbitrii în Europa, sau să am niște arbitri buni pentru competiția internă? Arbitrii buni în competiția internă, corect. Păi și de ce, de exemplu, ai, nu știu, iau un exemplu aici, Budescu. N-ar fi un bun arbitru 15 ani de aici încolo. Da, nu, corect, tu ai dreptate, că și eu când aud argumentul ăsta, păi uite, noi am dus arbitrii la mondiale, ok, asta e bine, asta e bine pentru respectiv arbitru. Dar de ce, păi ce e de bine? Păi nu-l faci, că nu vrea nimeni păi, să fie păi nu, dar n-ai văzut cum să... Pandi, așa se apucă de arbitraj. N-au dat cu piciorul în lunge. A, dar ți-e mai ușor, cum ai zis tu? Păi, normal. Cineva care a jucat arbitru... Înțelege, zice că care juca fotbal înțelege mai bine jocul. Într-un clar, smoc, clar. Știi că bate vântul, înțelegi pe ăla, bă, n-a fost. Așa tu vii și înveți fotbalul din cărți, e greu să-l înveți. Dar uite, apropo de ce spunea Pandi, că la 14 ani zici că nu vin copiii. E adevărat. Nu, păi știu și eu. Poate vin puțin. Nu, am și eu un prieten care are copilul dus la cursuri de... Ce vârstă? De arbitraj. Cred că 14 ceva de genul ăsta, 12, 14, okay. 10, avem un reportaj nici nu știu, cu noi de la 12 și văd acolo. Avem un reportaj cu un puș de foarte bun, 15 ani care face arbitraj. Nu doar că face arbitraj, o să vezi că îi și place, pentru că e important la vârsta asta să-ți placă în primul rând, pentru că nu poate fi vorba neapărat de bani sau de altceva. Și dacă îți place și devine o pasiune, cred că o faci mai ușor. Dar vedem acest reportaj cu puștul respectiv. La 15 ani, Andrei Stan își împarte viața între școală și pasiunea pentru fotbal. Când alți copii de vârsta lui își pierd vremea pe calculator, Andrei are deja o carieră în arbitraj. Visează să ajungă printre cei mai buni centrali ai lumii și să bifeze cele mai importante competiții. Până atunci, joacă fotbal la Slobozia, arbitrează meciuri și participă la olimpiadele de matematică și fizică. Andrei Stan a intrat în posesia carnetului de arbitru în urmă cu un an și jumătate. A fost nevoie de 2 luni de cursuri intense. A învățat legile jocului și a dat un examen la final. Apoi a intrat în acțiune la meciurile de juniori din județul Ialomița. Am avut foarte multe emoții. Mi-am gândit că la primul meci arătam lovitură de la margine și de pe partea cealaltă. Dar cu timpul am prins și eu experiență și am învățat cum să... Am învățat de la cei mai... mari, cum se spune, și acum îmi place mai mult la centru. Îmi tremurau genunchii, m-au ajutat și colegii și am încercat să fiu cât mai curajos pot, să nu le arăt jucătorilor că mi-este teamă. Are 15 ani, joacă fotbal la Slobozia pe postul de mijlocaș dreapta, dar după ce a pus mâna pe fluier, arbitrajul a devenit marea dragoste. Totul a început din clasica perspectiva unui tânăr fotbalist care practica acest sport de plăcere, nu îmi doream să ajung undeva cu fotbalul și am observat aceste personaje care erau arbitri și m-a pasionat. Voi mai continua o perioadă pentru că mă ajută, înțeleg contactele, înțeleg mai bine fenomenul și iar după aceea voi continua de numai pe latura arbitrajului. Deci, vine zic, ai luat în mână, ai lăsat de jos, ai luat iar Când nu arbitrează, Andrei este un elev de nota 10 la liceu. Participă la concursuri școlare. Am fost la olimpiadele de matematică și fizică. La fizică am luat locul 2 pe județ, iar la matematică locul 3. Pe primul loc școala, după aceea arbitrajul, dar reușesc din fericire să le combin pe amândouă. Săptămânal Andrei arbitrează în județul Ialomița. Din baremurile de la meciurile de juniori sau cele din ligile a 4-a și a 5-a, care sunt între 90 și 200 de lei, puștiul își strânge banii de buzunar. Până să mă apuc de arbitraj, nu știam numele a multe sate și comune din județul meu. Acum am reușit să cunosc multe persoane. Nu prea mă interesează pe mine baremul, fac acest lucru mai mult pentru pasiune. Banii sunt un bonus. Cu baremul îi strâng și după aceea îmi cumpăr necesitățile. Păru, ai grijă la ei! Păi ei, nu-i lăsa! Chiar dacă în mediul rural sunt celebre poveștile cu arbitrii bătuți, tânărul arbitru a scăpat până acum doar cu câteva înjurături. Mă fac că n-aud, mai sunt și oamenii de ordine care ne asigură protecția, dar încerc să fiu așa, imun. În afară de experiența din primul meci, am mai avut când m-a lovit mingea în creștetul capului, când am căzut peste un jucător.
se întâmplă multe. Modelele sunt Pierluigi Colina și Ovidiu Hațegan, iar Andrei a reușit să îl întâlnească pe centralul român care i-a oferit și sfaturi. Să trec peste momentele dificile pe care le voi întâlni în carieră, pentru că este un drum anevoios, și să privesc mereu înainte, să-mi continui visul și să ajung sus la nivelul la care sunt și. Iar Andrei își urmează visul și muncește zilnic pentru el. Bravo, băiatule, frumos! Mă admirat, poate peste vreo 15 ani, așa, să punem reportajul, să vedem că o să avem un arbitru care se ține și de școală. Frumos, și vorbește bine. Acum știi cum e, că te poți pierde pe parcurs. Da, da. A zis că e pasiune. Da, e important când e pasiune, că îți place, adică te duci de plăcere în primul rând. Normal. Că nu poate să se ducă pentru... Fotbalul e foarte pasiune, o plăcere. Da. Bun, iar al doilea subiect pe care vreau să-l abordăm în final de emisiune este despre meciul generației de aur. Astăzi a fost o conferință de presă la care Gică Popescu a anunțat câteva dintre numele pandii care vor fi la acest eveniment și numele sunt mari și foarte mari. Câștigători de balon de aur, Stoișkov, Rivaldo și, mă rog, ce o să mai urmeze, că poate mai sunt și alții. Dar să vedem ce a spus Gică Popescu astăzi la conferința de presă și apoi și comentăm. Nu mi-aduc aminte să fie avut emoții cum am avut la conferința asta de presă de foarte mult timp. Dar nu știu de ce. Probabil că simt că se apropie finalul. Două baloane de aur până acum. Mai sunt și alte nume pe care urmează să le facem publice în perioada următoare. Eu sper să aibă kilograme în plus. După cât știu pe Rivaldo, care a venit la Constanța acum ceva timp, acum câteva săptămâni și s-a antrenat în baza noastră de antrenament, arăta, cred că mai bine decât atunci când juca, pentru că atunci nu stătea atât de mult în sală și arăta într-o formă incredibilă. Deci va trebui să avem o negociere cu Rivaldo legat de acest eveniment. Hristo are kilograme în plus, nu e o problemă, dar la Rivaldo va fi problema. A confirmat, în proporție de 90% el va conduce echipa adversarilor noștri. Urmează să mă văd cu el în perioada următoare la Londra să vorbim despre acest eveniment. Cristi, ceva bilete la federație? Dacă au cerut, dacă au... Sunt ocupați. Bun, câteva deci dintre numele deja antamate, v-am spus Stoișkov, Rivaldo, Panucci, Nuno Gomez, Abidal, parcă? Da, Abidal, Lidmanen, Dida. Mamă, iar Lidmanen. Iar Lidmanen, da. Și astea sunt doar câteva, pentru că și Cireașa, o să mai... Mourinho. Mourinho, da, care o ar fi să fie vedeta, antrenor. Poți da. Baloane să iei câte vrei, tot. Da, eu mai auzisem, nu știu, Figo, Totti, dar depinde și în ce sunt implicați. E greu, și să ai, e și da. Foarte greu. Da. Sunt implicați, oamenii au și prețurile lor, cum e normal fiecare. Evident. Da, sunt multe lucruri, dar se lucrează și lucrează oamenii bine și cred că o să fie mulțumită toată lumea. Aici contează și prima dată cu ce prezinți, că acum că sunt pe cineva și spui, uite, vine Stoișkov, vine aia, zi, că vin și eu, că e frumos totuși, că poate sunt unii cărora le face plăcere. Acum problema e că și dacă vrei să vii, că e frumos, nu mai poți să vii. Sunt vândute 42.000 de bilete. Nu, mă refer dintre invitați, nu oameni care... Invitații adversari. Da, zici. Nu, dar oamenii n-au cumpărat bilete pentru adversarii care vin. Nu. Eu spuneam pentru... Acum să spunem că îl sun pe Totti. Da. Și el întreabă, bă, cine mai vine? Deja. Știi? Aude, vine Mourinho, vine Stoișkov, okay. E ceva nu de anvergură. Young Boys Berna. Nu, da, exact. Nu-i spui 10 nume, bă, cine stă ăștia, că nu-i știu. Vin eu pentru așa ceva. Vine Mourinho. Ok, vreau să fiu antrenat o dată de el. Păi nu, da, poți să fie și asta. Să-ți dai seama de anvergura evenimentului și să dai sunt și mai curs. Complicate lucrurile, pentru evident că sunt oameni mari de tot. Amintirile astea frumoase cu băieții care au făcut carieră atunci ne fac să devenim atât de criticioși. Pentru mulți dintre copii e greu de înțeles. Da. Ce vreți, mă, de la aia? Dar am apucat echipele cu Nea Mircea Lucescu, cu Steaua 86, cu celelalte. Spune-mi ce ai zis, că mă bagi la meciul ăsta? Jocași dreapta, să văd dacă ești disciplinat acum. Nici la 30 de ani să nu scap de asta. Păi, da. Deci o să o duc în cărcă așa. Vine că e ultimul meci ăsta, frate, că nu mai poate să mă bage nimeni în jocași dreapta după meciul ăsta. Da. Băgați-mă acum ce vreți, că după aia nu mai puteți să mai mă băgați. Zii, mersi că ce te vreți. Fundași sau fundași ceva, dreapta, dacă nu-i lipsește cineva. Și asta e...
drama și, nu știu, și frumusețea până la urmă și al lui nostru. Este, cum să zic, aici ce e interesant, că Pandi a jucat în meciul ăla cu Suedia la mijlocaș dreapta. Eu când am analizat la Gazeta Sportului atunci pe baza monitorizării în stat, am scos inclusiv ce a jucat Pandi, pentru că atunci a jucat vreo 30 și... Vreo 40 de minute. Vreo 40 de minute, adică da, totuși suficient, da, și ca perioadă. Chiar bunicele atunci, da, nu? Foarte bun, adică am scos parametrii buni în dueluri directe cu adversarii, că acolo îți dă, nu știu, cu X, avea 5 dueluri câștigate, 1 pierdut. Nu cred că a fost un adversar care să fie inferior sau să nu-l dribleze. Șuturi la poartă. Dar eu nu mai știam. Mingi pierdute, mi se pare că eu a avut nu mai o singură nimic, minge. Eu nu mai știam nimic, Dane. Adică prestația lui a fost bună. Deci fii atent, nici faza aia pe care am făcut-o, faza aia pe care am făcut-o la sfârșitul meciului, minutul 90 ceva, toată viața mea am crezut că a fost în prelungiri. În prelungiri. Da. Și a fost în interiorul, celor 90 de minute. Da, adică dacă dar nu vezi, acolo... tocmai acolo, venind din dreapta, nu puteam să trag la poartă. Ții minte ce spuneam de Ivan cu dreptul, unde să tragi? Decât colțul lung, ceea ce e foarte greu, da, trebuie să fie așa, da, ca să bine, tragi acum acolo. Acum a și devenit obsesie chestia asta, că trebuie să vin în stânga să dau cu dreptul. Ai, mă, ce păi, de ce că e? Uite, eu am jucat, mi se pare, eram da, extremă dreaptă. Da, da, erai dreptaci. Era dar și fundașul dreapta, da, era tot dreptaci. Centrai și păi centrai, când centrai, el spune când tragi la poartă. Păi da, dar una e centrare, una e șutul. Uite, Dumnezeu să-l odihnească, ce juca Klein azi? Când îți dădea covrigele alea, da, ca să ne exprimăm... Dar, întorcându-ne un... acolo, acum ce se face are o logică, cred eu. De ce? Fundașul dreapta era doar dreptaci, extrema dreaptă doar dreptaci. Da, mergeai la acum omului, l-ai lăsat mergeai pe unul cu dreptul și l-ai pus și pe unul cu stângul. Da? Adică nu stăm și ne închidem amândoi partea, da? Ăsta intră aici, dă cu stângul, ăsta vine aici, dă cu dreptul. Și de aici, în fața porții, am unul cu dreptul, unul cu stângul. Probabil că, după părerea mea, e mult mai bine așa, dar fiecare face păi, cum, bun, dar, cum vrea. Nu știu, uite, Companio, de exemplu, Companio cu extremele clasice și cu jocul, să zicem. Probabil clasic, ar fi dat mai multe goluri. Era altceva. Dar când la pe, ce l-ai mai adus pe când Companio? Când cauți pe Companio, până la urmă, câte goluri are cu capul, are din calea afară de puțin, are 2 păi sau 3. Păi dacă nu-i centra nimeni, cum să dea cu capul? Păi da, cine să-i, l-ai cine luat pe unul care la joacă cap? La cap, vrei să faci un 2 cu el. Păi aia, ce să faci? N-ai văzut că și la Audi aruncau la cap? Da, la Audi aruncau mingea la cap, că el era mai sigur cu capul decât cu piciorul. Dar la ce l-ai luat pe Companio atunci, ai mai dat și un milion și ceva pentru că ca să-l bagi la combinații. Nu, aia cu autul mie mi s-a părut incredibil cu Companio. Deci aruncau autul la cap. Probabil că la picior era mai greu. Cu capul se ducea mingea unde da, trebuie și direct toate da, la sunt cap. Sunt curios și uite, provoc un antrenor de azi să revină la sistemul la clasic. Sunt nu curios cum s-ar înfrunta. Păi nu știu, ar putea să riște unul. Mă, dacă vreau să inovez azi, hai deci, mă, ia să vin eu la chestia aia. Deci dacă Mourinho îi face din fundaș și face închizători, tu mai vrei să revenim la bă, alea? Nu știu, deci, eu aș Mourinho, încerca, Guardiola. Aș apropo încerca de se schimbă tot acest meci al generației, dacă va fi un eveniment foarte mare, 25 mai, Arena Națională, sunt deja în jur de 45.000 de bilete vândute. E clar că stadionul va fi plin și nu aveam nicio emoție că va fi altfel, pentru că e normal să fie așa la ce eveniment va avea. Va fi pe 25 mai. Haideți să vedem pe Prune acum o părere despre un, poate e mult spus, un subiect delicat. Primind următoarea întrebare... Dacă ar trebui invitat Răzvan Burleanu la acest eveniment, cunoscându-se animozitățile dintre actuala conducere a Federației, Răzvan Burleanu și membrii generației de aur, poate mai puțin în ultima vreme, mult mai apăsate în trecut. Dar să vedeți ce răspunde, ce răspuns a dat Florin Prune. Noi avem evenimentul nostru pe 25 mai și vă așteptăm cu drag. Va fi un eveniment cum n-ați mai văzut în România. Cei de la Federație, da, dar din punctul meu de vedere, actualul președinte n-are ce să caute la evenimentul nostru, dar cei din federație sunt, cum sunt Belov, Lăduț, Munteanu, Marius Nicolae, Felix Grigore, lucrătorii ai federației care foști conducători pe care îi cunoaștem și care merită. Eu le-am spus să nu-l invite, pentru că eu cred că la meciul cu Irlanda de Nord a primit exact ceea ce merită. Un fiasco total, chemarea asta a jucătorilor acolo, au fost 10 jucători din două generații. Eu cred că a primit ceea ce a meritat. O palmă mai mare ca asta nu se putea. Dar, eu repet, la evenimentul ăsta n-aș avea YouTube-ul să vin să-l văd pe băiatul lui Didi Prodan. Pe bune n-aș putea. Sau să vin și să... Adică nu are sens.
Ești de aceeași părere cu Prunea? Nu pot să răspund aici, nici da, nici nu. Probabil că se ia o decizie și... A, nu, eram curios de, că și el a spus părerea lui. Nu m-am el gândit. A zis de, nu, am decis nu m-am asta. Gândit la treaba asta. El a zis, da. Cum ți se pare, Cristi, că na, tu cumva ești în exterior. Măcar adică... o atitudine corectă din partea. Din partea adică nu e fariseu. Nu, dar din partea lui Prunea. Păi tu partea lui Prunea, măcar și okay, nu, dar lăsând la o parte... M-aș gândi, atât da. M-aș gândi, la funcție. Asta mă nu la om. Exact. Deci atât. Băi, da. Ce, președinte, bine, mă fac abstracție că e Burleanu, nu mă uit la el, nu dau mâna cu el. Îl chem că e fruntea federației. Bun, rău, că este președintele FRF. Dar Petricou este Federația Română de Fotbal? Nu. Păi nu cred că au făcut cu stema veche. Știi păi de ce? Cu stema veche, este de stema ce? Veche. Nu, păi, nu aici știu, ca să am și eu n-am văzut exact de pe, argumentul. Nu. De pe vremea aia. Cei care au organizat acest meci au solicitat federației să... Adică tu nu puteai să pui... Să-i dea sigla. Adică trebuie să respecti tricoul de pe vremea aia? Unde e? Nu, o secundă ca să explicăm. Păi nu, ca să... Ce treabă are unul? Păi și stema actuală ce treabă are? Nu, dar... Pandi, păi o secundă. Ce? Să... Păi ce joci pentru federație? Nu, o secundă, Cristi. Deci... Gică Popescu și cei care au organizat acest eveniment au mers la federație, dați-ne și nouă sigla, dați-ne, putem să folosim sigla. Bureanu a zis da, dar cu o condiție. Să nu jucați cu sponsor pe piept, pentru că aici o pot să înțeleg și federația. Sigla, pusă pe tricourile lor la meciul ăla, asociat cu un sponsor care este o firmă concurentă unor sponsori ai federației, poate crea un conflict pentru federație care s-a angajat în niște contracte. Eu așa văd, eu nu știu okay, că asta pe de altă parte vezi altfel. Din start când spui fără sponsor, nu vrei să vă lași. De ce nu ieși așa? Pentru că n-ai cum să faci un meci de genul ăsta fără sponsor. Da, Pandi, poți să înțelegi și argumentul okay, pe care l-am dar poți să-l eu? Înțelegi și pe ăsta? Adică pentru că intri niște chestiuni comerciale apoi. De... Este posibil să faci un eveniment de genul ăsta fără sponsor? Nu cred că poți să faci, că trebuie să acoperi atunci... de undeva. Da. Da, vezi okay. că se bat cap în cap. Trebuie să ne oprim. Din păcate nu putem comenta o surpriză de proporție. Dacă meciul de la Craiova, ultimul sfert de final în Cupa României, nu s-a terminat între Universitatea și Oțelul. Oțelul conduce cu 1-0. Sunt deja prelungirile prelungirilor, pentru că este minutul 122, ar fi o bombă realmente. Oțelul ar juca în semifinale cu Cluj, în cealaltă semifinală cu Orvinu, cu Voluntari. Incredibilă această surpriză dacă meciul se va termina așa. Vom discuta însă mâine când începe și etapa. Și să nu-i mai ducă la unde i-a dus? Dorinel pe băieți, la Vatra Dornei, să nu-i mai ducă da, ca să retrogradeze și să nu prindă nici semifinala. Da, nu-i mai du niciunde. S-a făcut dreptate. Mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență, pentru atenție. Ne revedem mâine.